Îi salut acum că avem la telefon pe domnul Petrică Folică. Este consilier local la primăria Timișoara din partea PPDD. Bună seara, domnul Folică! Bună seara, domnule Robert Tucescu, dumneavoastră și invitatul dumneavoastră. Bună seara! Și pe domnul Traian Stoia, care este viceprimar al primăriei Timișoara și vicepreședinte al PSD Timișoara. Bună seara, domnule Stoia! Bună seara! Domnilor, avem următoarea informație. Că în Timișoara, pe splaiul Titulescu numărul 26, se află o clădire. O clădire care se întinde pe 1360 de metri pătrați, cu patru niveluri, demisol, parter, un etaj plus încă unul. Prețul acestei clădiri pe piața liberă, fiind estimat așa de unii, la vreo 1,5 milioane de euro. Poate mai mult, mai puțin, ce mai contează. Astăzi, în Consiliul Local Timișoara, a fost introdusă o propunere de, sau o hotărâre, dacă vreți, de Consiliu, care urma să fie votată, înțelegem că a picat azi la vot, care spunea următorul lucru și loc pe colegii mei să difuzăm acest text din care să înțeleagă toată lumea ce se dorea cu această clădire. Ia să privim. Se aprobă vânzarea imobilului construcție din Timișoara, splaiul Tudor Vladimirescu numărul 26, înscris în cartea funciară numărul 421817 Timișoara, număr top 421817 C1, închiriat prin contractul de închiriere numărul 1567/1/2/2003 pentru sediu de partid către Partidul Social Democrat filiala Timiș, la valoarea de 441.176,71 lei fără TVA, determinată conform raportului de evaluare, raport care face parte integrantă din prezent. Hotărâre. Domnul Petrică Folică, consilier local Primăria Timișoara, PPDD. Ne auziți? Da, vă aud foarte bine. Puteți să ne spuneți de ce astăzi în Consiliu, că votul dumneavoastră practic n-a făcut, pentru că n-ați votat această hotărâre, nu s-a putut aproba și nu s-a putut vinde practic această clădire pe care o văd telespectatorii acum în imagini, da? Către Partidul Social Democrat, filiala Timișoara. De ce n-ați votat astăzi cot la cot cu cei din PSD pentru vânzarea, probabil și din PNL, pentru vânzarea acestui imobil către PSD? Deci, domnule Robert Tucescu, eu am specificat și am subliniat clar că nu reprezint niciun grup de interese. Și acum vreau să vă explic exact despre cum stau lucrurile. Vorbiți mai aproape de telefon sau va mai bine de la telefon, că vă auzim... Deci, este vorba, mă auziți? Da, vă auzim mai bine acum, da. Deci este vorba despre un proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate până la data de 31.12.2012. Da. Deci lucrări efectuate de către administrarea domeniilor public, S.A. Timișoara. Și valoarea declarată a investiției este de 770.031,67. Stați ca să înțeleagă telespectatorii. Deci ADP-ul ăsta, administrația domeniului public, ține de primărie, nu? Da, domnule, acest deci, ADP l-au desfințat după aceea. Ăștia au investit și au reabilitat clădirea, înțelegem, cu vreo 700.000 de euro au băgat în. Pentru că aparținea ADP-ului această clădire. Am înțeles. Deci... Și există proces verbal de recepție că au băgat banii ăștia în clădire. Exact. Adică lucrările n-au fost făcute de ăștia de la PSD, ca să înțelegem. Da? Da, deci e vorba de... E pe banii contribuabililor făcută reabilitarea clădirii. Exact. Aoleu. Exact așa ne trebuie, adică le trebuie domnilor respectivi. Deci este vorba despre procesul verbal numărul 8410 din 31.12.2012. Și? În același timp, da? Avem un certificat de existență a construcției, numărul 25, din data de 28.1.2013, în care, deci care este semnat inclusiv de domnul primar Nicolae Robu și ștampilat, și secretarul Ion Cojocari a semnat. Aici spune felul următor, conform referatului din data de 23.11.2013, privind recepția lucrărilor executate în baza documentației tehnice vizată spre neschimbare, anexă la AC numărul 239/2003-1999 pentru eliberarea certificatului de existență a construcției. Lucrările de construcție a fost executat pe baza documentației tehnice vizată
spuneți schimbare anexă la acel numărul 239. Stați puțin, domnul Folică, opriți-vă puțin că ne-ați nebunit cu niște cifre. Deci până acum avem... Da, deci observațiile, clădirea este la faza roșu și necesită finisaje exterioare și interioare. Valoarea finală a lucrării a fost de 770.000,039 lei. Lei, da? Lei. Bun, lei. Haideți să auzim ce... Stați puțin, rămâneți la telefon. Domnul Traian Stoia, viceprimar Primăria Timișoara și vicepreședinte PSD Timișoara. Domnul Stoia. Vă rog. Cum luați o clădire, vreți să o luați cu 100.000 de euro, când nu mai ADP-ul, practic, care ține de primărie, nu? De asta fiind și vicepreședinte PSD, de-aia spun cum vreți să luați clădirea asta, PSD-ul, zic. Cum vreați să o ia cu 100.000 de euro? În hotărâre haide de... să lămurim puțin lucrurile. Ia, vă rog. Haide să le lămurim. Asta doresc și eu. Așa. ADP-ul, da, aparține într-adevăr de Consiliul Local, Consiliul Local fiind acționar, unic acționar la această instituție. Din păcate, credibilitatea ADP-ului la ora asta în Timișoara tinde foarte mult spre zero. Cine zice asta? Ceea ce vedeți cine zice asta? Cine zice asta? Cine zice că credibilitatea ADP-ului... Vă spun eu și vă demonstrez. Cu ce? Vă spun eu și vă demonstrez cu acte și cu fapte. Bun, până la momentul demonstrației dați-mi voie să mă îndoiesc de ce spuneți. Ce legătură are credibilitatea? Da, ce legătură are credibilitatea? Așa, vorba lui Bogdan Ficea. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră să aveți îndoi. Așa. Dacă îmi dați voie să vorbesc... Sigur că da. Închid, domnul, vă rog, vă rog, domnule Stoi. Nu vă aud. Vă rog. Așa. Deci, ADP-ul, ceea ce vedeți acum pe ecran, nu acum, înainte de asta, da, este construcția aceea, îi spune la rog. Da, refaceți legătura telefonică, vă rog frumos, colegii. Da, domnule Robert Lucescu, e foarte greu cu domnul Stoia. De ce e greu, domnul Folică? E foarte greu. Păi dacă ADP-ul a investit 770.000 de lei, da? Da. Iar clădirea a costat 451.700 de lei. În total, deci valoarea totală este de 1.221.733 de lei, da, din 64. Acum a revenit domnul Adem de reevaluare pe care au adus-o și domnul Folică, 465.000 de lei. Domnul Folică, opriți-vă puțin. A revenit domnul Stoia. Vă rog, domnule Stoia. Eu revin, dar mi s-a întrerupt, nu da, știu. Da, haideți că ce refacem legăturile, reușim până la urmă să ne înțelegem, vă rog. Deci haideți să o luăm puțin pe etape. Așa. Partidul Social Democrat, da, este singurul partid parlamentar sau mai important din Timișoara, între partide. Nu, no, încercați. Dați-i un telefon de la primărie greșit, și domnului Stoia. Greșit, domnule, da, domnule Robert Ucescu, greșit. PSD-ul a venit la putere în Timișoara pe spatele PNL-ului. Bun. Domnul Folică, deci, eu vreau să înțeleg însă un lucru. Domnul Folică, avem acest PSD. Domnul Folică, haideți să dialogăm. Vreau să înțeleg un lucru. Ce e cu hotărârea aia care a fost introdusă astăzi în Consiliul Local? Cine a băgat acolo hotărârea respectivă? Păi PSD-ul cine s-o face? PSD-ul ca să-și cumpere sediul ăsta cu 100.000 da, de... Da, domnul Robert Ucescu, aceleași proceduri le aplică cu toate clădirile importate din Timișoara. Le lasă în paragine, după care le ia la peste nimic. Astea sunt procedurile vechi, care se... Mă rog. Aveau nevoie de 18 voturi pentru a reuși să treacă această hotărâre de Consiliul Local, să ia clădirea cu 100.000 de euro. N-au obținut pentru că v-ați opus dumneavoastră sau au mai exact, fost și alții, exact, au mai fost și alții care s-au opus? Exact. Și se s-a întâmplat PDL-ul, toți consilierii... Așa? Nu. Deci toți consilierii PDL au ieșit din sală. Bun. M-ați înțeles? Deci da, ei au fost lași. Puteau să rămână și ei. Deci n-am votat împotrivă. Iar pentru faptul că eu nu am votat și n-am fost de acord cu această vânzare, deci de ce trebuia să trece din domeniul public în domeniul privat a unui partid politic? Nu poate să stea și dâni și cu chirie cum stăm și noi? Păi n-au zis că e cel mai important partid, ne-a zis domnul Traian Stoia și atunci... Păi nu știu unde este cel mai important partid. E domnul Stoia la telefon. Vă rog, domnule Stoia, continuați, poate reușim să ducem lucrurile până la cap. Vă rog. Telefonul meu, oră de dumneavoastră. Nu, e de la dumneavoastră că au zis, nici semnal n-aveți PSD-ul foarte mult. Da. PSD-ul a fost singurul partid mai important care nu avea sediu.
Așa. Acum, noi am avut două, trei sedii pe care le-am pus la punct cu resurse proprii și care au fost retrocedate sau vândute unor persoane pe diverse... În situația aceasta, clădirea aceasta fiind liberă, am optat pentru a o cumpăra. Da. Noi nu mai beneficiem de legea partidelor care spunea că sediul se cumpără pe un număr de salarii medii pe economie și foarte rar sărea de câteva zeci de milioane. Domnul Stoia, dacă o luați cu 100 de mii, un apartament chiar și în criză e 100 de mii, să știți. Dar 1200... Da, și în Timișoara... În București, da. În Timișoara nu, dar... Nu, e vreo 60 de mii în Timișoara. Dar ziceți dumneavoastră, nu e un chilipir ăsta? Nu e un chilipir ăsta? Nu asta, domnul Turcescu, nu asta e important. Așa. Important este că noi am optat pentru cumpărarea acestui imobil, fiind singurul liber, și de asemenea credem că evaluarea s-a făcut corect, pentru că noi, devizul pentru reparațiile și punerea în funcțiune acestui imobil, ceea ce vedeți este făcut deja pe proiectul nou și pe banii noștri, sare de 300 de mii de euro, devizul. Deci în aceste condiții, domnul Turcescu, undeva PSD-ul plătește 400 și... 50.000 spre 500.000 toate costurile pentru clădirea aceasta. Domnul Stoia, pentru un partid e foarte mult. Chiar pentru domnul un Stoia, stați, nu a fost un mur să băgați 300.000. Explicați-mi și mie, ce faceți, domnule, pe atâtea niveluri în clădirea asta? Adică, sală de dans, ce faceți acolo la PSD? Asta va stabili... Iertați-mă, vreau să aud de la dumneavoastră foarte clar. Nu e nicio problemă, din punctul dumneavoastră de vedere, că luați o clădire de 1360 de metri pătrați cu 100.000 de euro în Timișoara? Nu e nicio problemă, n-aveți niciun fel de cum să spun, de semn de întrebare, că toți suntem în emisiunea sub semnul întrebării. Sub semnul întrebării, da, e un titlu inspirat pentru emisiunea dumneavoastră. Eu nu mă simt, domnule, vă rog să întrebați o afacere imobiliară, un tun imobiliar. Va fi un sediu în care partidul își va face activitățile specifice pentru orice partid politic. Știu, ședințe, discuții. Ședințe, întâlniri și ce? Da, sigur. Da. Cursuri? Domnul Stoia. Știți dumneavoastră ce se întâmplă. Iertați-mă. Nu mi-ați dat nicio explicație. 100 de mii de euro pentru 1360 de metri pătrați. E uluitor. Restul partidelor au luat pe 50 de milioane. Păi dacă unii au fost hoți, trebuie să fiți și dumneavoastră? Sau care este logica? Nu suntem și noi hoți, noi am început. Da. Am plătit. Am ajuns la putere și trebuie un sediu mai mare. Cine a evaluat? Cine a evaluat, domnul Stoia? Unde e raportul ăla de evaluare? Vreau să-l văd și eu. Există raport de evaluare anexat la... L-am căutat pe site-ul primăriei Timișoara astăzi, nu l-am găsit în nicio culoare. Și nu există. Nu există, domnul Stoia. Cine spune că nu există? Păi nu, eu vă spun eu, dumneavoastră, sunteți viceprimar la primăria Timișoara. Ei. Și, da, dați-mi acum, deschideți un computer și spuneți-mi, vă rog, unde să-l caut, că mă uit și îl mănânc în direct, dacă îl găsesc, raportul de evaluare. Sunt trei exemplare, sunt în primărie, au fost prezentate și azi în ședința... Eu-l vreau pe site, eu-l vreau să-l văd eu cetățean în această păi țară. Păi vi-l pun mâine. Păi voiam să-l puneți azi, dacă s-ar fi putut. Păi eu nu mă ocup cu punerea pe site. Da, rămâneți, domnul Folică, voia să spuneți ceva. Domnul mai Folică, Folică Petrică. Da, Petrică Folică, ziceți. Domnul Robert Turcescu, această societate AB Consulting SRL a făcut o reevaluare în data de 16 ianuarie 2013. Dar vrem să ne arate și domnul Stoia, pentru că mie nu mi-a arătat. Păi dacă cereți, domnul, o să o vedeți. Veniți mâine la primărie la prima oră și o aveți, că nu o să o fac noaptea acum. Sunt oricând, domnul Stoia, la primărie.
Uitați despre ce e vorba. Este vorba despre parter 245 de metri, 97, etaj 24,65, mansardă 235,34 și demisol 231,50. Dacă cineva poate să evalueze această clădire plus teren la 99,160 de mii de euro, cred că nu mai am copii. Da. Domnul Robu e de acord, domnul Stoia, cu vânzarea acestei clădiri la acest preț? Nu, păi, știți care e problema este următoarea, că există certificate existența. Domnul Folică, stați puțin, îl am întrebat pe domnul Stoia să ne spună. Da, vă rog, domnul Stoia. Deci domnul Robu a promovat acest proiect de hotărâre. Referatul privind vânzarea clădirii am eu aici în documentare. Așa, e semnat de dumneavoastră, de Traian Stoia, da, și nu poartă iscălitura lui Robu. Nu poartă iscălitura primarului Robu. Domnul Robu este de la Partidul Național Liberal. Deci Robu nu o fi de acord cu vânzarea clădirii. Cine spune asta, domnul Turcescu? De ce n-a semnat și primarul, ca primarul? De ce n-a semnat și domnul Robu? Primarul Timișoare. Crăpa liniile telefonice de la emisiunea asta. Pot să-ți dau o explicație, că eu cunosc Timișoara, pot să-ți dau o explicație. Deci, dacă ai vreo una logică, una logică. Asta e halucinant. Logica puterii de azi. Oamenii ăștia au vreo 300 din Timișoara, Partidul Social Democrat, arhi suficiente. Deci povestea, PSD-ul n-a reprezentat niciodată nimic în Timișoara, să fie clar. Și aveau vreo 3 sedii. Dar pentru că nu aveau unul mare așa în care să se lăfăie, că ei se simt acum pe cai mari, da? Au prim-ministru, au de toate, au făcut acest sediu, această șpagă pe banii timișorenilor și au zis, bă, dacă se poate, de ce să nu ne luăm? Asta este mentalitatea lor. Să știi că n-aveau nevoie de niciun sediu. Aveau deja 3 sedii și o duceau bine mersi acolo. Plăteau o chirie modică. Poate ne lămurește, domnul Felică, că eu aș întreba un lucru. În baza cărei legi a investit PSD-ul, o organizație privată, în reabilitarea unei clădiri care aparținea statului? Nu știu, stimate domn, dar... Pentru că ni s-a spus că s-au mai băgat niște bani, asta e, mă rog, nu cred că e adevărat. Nu știu foarte bine legislația la nivel local la dumneavoastră, dar poate ne explicați. Nu știu, stimate domn, dar nu am văzut niciodată un calcul exact al investiției PSD în acea clădire. Da, există, adică avem un coleg, Florin Pușcaș, jurnalist la Ziua de Vest. Bună seara, domnule Pușcaș. Bună seara. Asistăm la o încercare de tun imobiliar în momentul de față? Că vreau să stai acolo în Timișoara, știți lucrurile altfel. Eu pot să vă dau doar informațiile, mai departe comentariile. Comentariile facem noi, vă rog, așa. Aparent uitați, stați puțin că am doar asta, să citesc un SMS, l-am primit de la un număr nu știu al cui, zice, salut, zice, ofer eu 120.000 de euro pe acea clădire, îmi zice cineva. S-a deschis licitația, cine dă mai mult? Deci 100.000 de PSD-ul, un telespectator al emisiunii suferă întrebări, zice, eu dau 120.000 de euro pe acea clădire. Haideți, care dă mai mult, doamnelor și domnilor, scrieți-ne pe SMS, pe mail-uri, cine dă mai mult pentru clădirea din Timișoara? Așa. Vă ascultăm, domnule Pușcaș. Așa. Ideea era că dacă ar fi vrut cu adevărat să dea un tun până la capăt, l-ar fi dat cum trebuia. În sensul că nici măcar consilierii USL nu au fost toți prezenți la ședință. Mm-hmm. Astăzi. Și acum domnul Folică culege oarecum laurii împiedicării acestei afaceri, dar până la urmă inclusiv consilierii USL care au lipsit sunt responsabili pentru împiedicarea acestui tun imobiliar, cum îl numiți dumneavoastră. Da, sunt și 17 consilieri care au votat astăzi pentru atribuirea acestei clădiri la prețul ăsta. Mai lipsea un vot. PNSCD, un vot. Pe bază unui așa zis gentleman agreement, pentru că și ei la vremea lor și-au cumpărat sediile pe 3 salarii și i-au zis, dacă ei au putut să facă așa ceva, hai să-i ajutăm și pe săraci, între ghilimele, de la PSD să aibă și ei sediul lor, că s-au mutat din sediul altul de-a lungul anilor. Da. Bun. Mai știți ceva despre această clădire? Confirmați faptul că ADP-ul a investit 700 și ceva de mii de lei în reabilitarea clădirii? ADP-ul susține într-adevăr că a investit suma respectivă. Da. Mai departe,
cine poate verifica, nu știu, domnul primar Nicolae Robu susține că ADP-ul a umflat factura prin cine știe ce mijloace. Dom'le, dar ADP-ul ăsta nu ține de primărie? Că din aur am discutat. Nu e primăria acționar în ADP? Exact, domnule, sunt din ține de primărie, într-adevăr, dar, mă rog, care afacerile lor interne, numai dânsii știu. Cert este că între primarul Robu și șeful fostului ADP, defunct acum, au... Ok, domnul, ia, e domnul Nicolae Robu la telefon. Bună seara, domnule primar! Da, bună seara! Domnule primar, ce e toată povestea asta? Cum să iau o clădire de 1360 de metri pătrați PSD-ul? Un partid politic, poftim, nici nu trebuie să... Bun, să o ia cu 100.000 de euro o clădire de 1360 de metri pătrați. Ce e povestea asta? Sunteți de acord cu toată... Vă rog. Această clădire a fost evaluată de către experți autorizați, care, conform legii, sunt singurii responsabili de evaluarea pe care o stabilesc. Eu, ca primar, n-am absolut niciun rol în această poveste, nici în ceea ce privește stabilirea valorii și nici în ceea ce privește aprobarea. De acord. Dar, domnul Robu, dumneavoastră aveți o casă? Domnul Robu, aveți o casă? Eu nu. Am un apartament de bloc. Cât are apartamentul dumneavoastră de bloc? Ei, este un apartament. Cât? Dintr-un bloc comunist, deci... nu știu ce valoare are. Nu, nu, vă întreb așa, câți metri pătrați? Câți metri pătrați are? Eu, 100 de metri, 90 și ceva. De dacă îl scoateți mâine pe piață la vânzare în Timișoara pe 100 de metri pătrați pe apartamentul noastră, cam cât luați? Probabil, vreo, eu știu, 70-80 de metri, nu mă pic ceva imobiliare. Păi, de facem o... Păi nici eu nu mă pricep, dar facem așa. Dacă dumneavoastră pentru un apartament de bloc comunist de 100 de metri pătrați estimați că ați putea lua între 70 și 80 de mii de euro, cum naibii, domnul primar, pe 1360 de metri pătrați de clădire să vină unul și să plătească doar 100 de mii de euro? Ziceți dumneavoastră, cum e asta? Domnul Tucescu, dacă starea clădirii ar fi bună, desigur că nu ar fi în regulă. E minunată, ia uitați-o ce bine arată clădirea, o vedeți acum pe ecran. Nu, eu nu o văd, pentru că... Nu o vedeți. O arătăm noi acum. E frumoasă clădirea. Nu o văd. Nu puteți spune că arată bine clădirea... Ba da, foarte bine arată. O vedem noi acum, excelent. A licitat reparații... Le-a făcut ADP-ul. Le-a făcut ADP-ul. E perfectă clădirea. Eu aș lua o mâine cu 1 milion de euro, domnul primar. Nu știu, domnul Tucescu, nu mă pot pronunța. Sabino, cum mă cheamă, să nu vă pronunțați, domnul Robu? Cum să nu vă pronunțați? Sunteți primarul urbei, domnul Robu? Barna. Sunt primarul urbei, dar legea nu îmi oferă prerogative în a stabili valoarea unor bunuri patrimoniale. Da, vă trimitem noi niște evaluatori imobiliari de la București, domnule. Exact. Domnul primar, legea... Fac o chetă în platou acum. Domnul primar, Sabino, care sunt legea... Domnul primar, ascultați-mă puțin. Ascultați-mă puțin. Legea vă dă... Să comand... Nu e adevărat. Eu pot să comand expertiză alternativă. Păi faceți să comandați pe cine vreți. Dar legea vă dă obligația să păziți patrimoniul Timișoarei. Asta e obligația legală a primarului. Da, asta e cu totul altceva, evident. Da. Dacă vindeți mâine primăria cu 1000 de euro, s-ar putea să nu fie bine, de asta vă zic. Trebuie să apărați patrimoniul. Să stabilesc eu valoarea și după vă rog să-l întrebați pe domnul primar, domnul Folică, domnul Folică, stați puțin, nu vorbiți peste domnul Robu, că nu ne înțelegeți. Domnul Robu, vreau să mă întreb, dumneavoastră de ce n-ați semnat referatul ăla privind vânzarea clădirii? Nu am fost implicat eu pe această procedură, avem un viceprimar care are în competențele sale delegată răspunderea de gestiune a acestei categorii din patrimoniu. Dumnezeu, eu ca să vreau să înțeleg, ca să închidem subiectul, că nu mai, mi se pare că jucăm într-un film din ăla prost, realmente într-un film prost. Deci, dumneavoastră, domnule primar Robu, primar al Timișoare, n-aveți niciun fel de problemă, nu simțiți niciun fel de problemă în această vânzare cu 100 de mii de euro a unei clădiri de 1360 de metri pătrați? Eu, dacă această clădire ar fi în stare bună, atunci desigur că prețul nu ar fi peculă. Evaluatorii au apreciat că starea clădirii
nu e una foarte bună, este una care conduce la acest preț. Haideți, domnule, haideți, domnule primar, și faceți asta, colegii, faceți, domnule, stop cadru pe clădirea asta, că poate nu înțelegem. Domnul primar, văd că dumneavoastră ați mai văzut clădirea asta în ultima vreme, domnul Robu. Eu n-am fost în interiorul acestei clădiri. Păi mergeți mâine, domnul Robu. Domnul Robu, mergeți mâine, domnule, acolo. Domnule, numai terenul, domnul primar, numai terenul în zona respectivă costă o mai mult decât dă PSD-ul pe clădire. Deci ne insultați inteligența spunându-ne că această clădire, bună, proastă, cum spuneți dumneavoastră, noi am văzut-o și arată foarte bine, am văzut imagini cu ea, ar costa mai puțin decât un apartament cu trei camere la un bloc comunist în care stați dumneavoastră. Adică mie chiar îmi insultați inteligența. Nu, nu, nu stați puțin acum. Păi așa este, păi așa asta ne spuneți. Nu era vorba de mai puțin. Nu, e vorba de aproape aceeași sumă. Domnul Robu, dumneavoastră știați de afacerea asta pe sediul ăla? Spuneți-ne cinstit, știați de că vor să-și tragă sediul ăsta? Am că doresc să primească acest sediu și l-au primit mai întâi pe folosință și apoi, pe bază legii, au cerut să-l cumpere. Deci faptul că îl cumpără nu e niciun fel în neregulă. Valoarea stabilită de evaluator. Și că nu e Dumnezeu evaluatorul ăsta. Valoarea este posibilă, nu știu cine sunt. Domnul Robu, mai cereți o expertiză. Mai cereți o expertiză, domnul Robu. Pentru că valoarea asta pe care dumneavoastră o ridicați în slăb nu e ok, iertați-mă. Adică... Dar n-am ridicat un slăb, stați cu... Nu, dar vorbim de parcă a venit Moise și a dat tablele la Timișoara și casa asta costă 100 de lei. Adică... Serios? Asta este un tun cu pata la mat de la expert. Și au făcut mulți primari în România treaba asta și unii au ajuns la pușcărie. Și după aia zic că n-a fost treaba lor, că am avut expertul. Eu am fost ridicat de nici... în acest cer. Da, repet încă o dată, da, în tot acest lapt de pasiuni... Domnul Robu, sunteți implicat până peste cap dintr-un singur motiv. Sunteți primarul orașului Timișoara. Da, domnule. Clădirea asta e pe o stradă din Timișoara. Da. Precum și în alte țări democratice, primarul nu are puteri discreționare. Primarul acționează respectând legea. Iar în ceea ce mă privește, vă asigur că sunt un om care respectă cu maximă strictețe legea. Colegii dumneavoastră... Am fost contractor de credite multă vreme și n-am plătit nici măcar un leu amenzi. Colegii dumneavoastră liberal... Nu am probleme. Colegii dumneavoastră liberal din Consiliu vor vota pentru vânzarea acestei clădiri către PSD cu 100.000 de euro? Nu vă pot răspunde la această întrebare. Eu voi cere o expertiză suplimentară. Excepțională. Excepțional. Dar am și o întrebare. Câte sedii are acum? Voi știți pe cine am supărat noi în seara asta foarte tare cu ancheta asta? Ia. Yeah. Pe cine, Robert? Pe domnul Ilie Sârbu, băi, oameni. E, nu se poate. Păi da. De ce? De la Timișoara. Nu e de la Timișoara. N-a fost bosul PSD Timișoara, Ilie Sârbu. Câte sedii are USL-ul? Câte sedii are USL? Da, domnul Robu, vă rog. Da. Vă rog, eu am ca musafiri... Da, aveți treabă un pic, e adevărat, sigur. Am primarul din Ingolstadt... Spuneți-le celor din Germania că ați vorbit cu noi niște jurnaliști impertinenți, așa? Care v-au atras atenția că era cât pe cine să vindeți o clădire de 1360 de metri pătrați din patrimoniul public? Nu eu, primăria, dumneavoastră primăria, mă iertați, mă refer la instituții. Primăria, Consiliul Local, da? Era să o vindeți cu 100.000 de euro, dar v-au primit. Maru poate să blocheze hotărârile astea, poate să le conteste cu atenția administrativă, adică... Local și nici domnul, fost dumneavoastră trebuie să aveți grijă ca legea să fie respectată și dacă aveți bănuiel că nu e, aveți pârghii să contestați deciziile astea. Că dumneavoastră nu sunteți pus în fruntea primăriei ca să stați să vă uitați la ei cum iau sedii la 100.000 de euro. Serios vorbind, acum, iertați-mă, eu nu știu, poate pe ziariștii de la Timișoara păcăliți mai repede, dar pe noi ne păcăliți mai greu, că nu știu... Da. Eu nu am văzut clădirea în interior și trebuie mare... Răspunde și mie la o singură întrebare, domnul primar. Dar v-ați uitat și dumneavoastră pe hotărârea acolo și când ați văzut cât ce suprafață are și ce preț e trecut? V-ați uitat? A spus vreun consilier acolo să verifice lucrurile astea? Suprafața am văzut-o, numai că, repet, eu n-aveam de unde să știu
cum este starea clădirii? Dar câte... Dar nici nu trebuie. Știți de ce nu trebuie? Pentru că și fără finisajele astea, cu cărămizile alea la vedere, clădirea nu face 100.000 de euro, da. Serios. Domnul primar, dar câte sedii are USL în Timișoara? USL, USL, câte sedii are? PNL-ul câte sedii are în Timișoara? PNL, un amărât. Și PSD-ul cât? PNL Timiș are un singur sediu. Amărât. Și PSD-ul câte sedii avea? Câte sedii avea PSD-ul? Nu știu să vă spun. Nu știu. Eu știu că avea vreo 3, domnul primar. Nu știu ce sedii mai au. Și dar dumneavoastră cu PNL-ul de ce nu vă mutați și dumneavoastră într-un palat de sa 2300 de metri pătrați? Da. Noi am considerat că ne descurcăm în spațiul pe care îl avem. Da. Mulțumesc, domnule, mulțumesc, domnule Robu. Mulțumesc, domnule Robu, da. Mie mi se pare halucinant. Deci este tunul tunurilor. Primarul nu știe nimic, Robert, viceprimarul semnează prins, ca primarul. Auzi, da, e prins în povestea asta și nu au explicații credibile până la urmă. E și foarte greu să justifici public o poveste de genul ăsta, dar e clar că a fost luat prin surprindere. Da. Atenție, eu l-am avertizat pe domnul primar. Să știi că n-are dreptate în ceea ce spune. Conform legii în România, a existat o inițiativă legislativă respinsă a lui Florentin Pantele, dacă nu mă înșel. Conform legii, dacă niște oameni din primărie fac o chestiune, tot primarul răspunde, conform legii, despre activitatea primăriei. Aici era dator să apere patrimoniul Timișoarei, chiar dacă în Consiliul Local se votează, există pârghii de care a amintit Silviu Sergiu și mai e o chestiune. Pe aceeași speță au existat primarii în România băgați la pușcărie de DNA pentru că au vândut sedii la prețuri subevaluate. Eu mă voi ține de acest subiect, vreau să-l văd cum se duce până la, până la final. Și domnul Robu, dacă e corect, acum încep să mai apară informații în momentul ăsta. Sigur că da. Vreau să văd cine e firmă. Bă, ce firmă de... Vă vedeți seama ce bine să ai un evaluator din ăsta? Da? Da, da, știi cum e, dacă pici, intră la pușcărie, că evaluatorul intră, că ăștia n-au treabă cu... Și ăla vine și zice, nu, domnule, era crăpat avarul, domnule, nu puteam să dăm mai mult de 100 de lucruri. Da. Dacă-mi permite să îmi dau și eu cu părerea în calitatea mea de părerolog, cum zice domnul președinte, nu știu cazul exact, nu-l cunosc, dar vreau să vă spun că în cazul unei clădiri părăginite, nu știu, că aici apar două tronsoane de clădire. Era odată la roșu și odată era după ce asta era, mă rog, nu știu la ce a făcut, dar în momentul în care, dacă e o clădire în stare părăginită, să spunem, păi nu știu pe ce a făcut el. Bogdan Ficeac, numai terenul, cum a zis cineva mai devreme, cred că s-a bine. Da, imediat, deci 100.000 de împărțit la 1.300 sunt vreo 70 de euro metru pătrat, ceea ce ar veni cam costul... Vreo 700 de... Nu, 70 de... 70 de euro metru pătrat, ceea ce ar veni cam costul unui metru pătrat de clădire la roșu. E cam echivalentă cu... Costul e mai mare de... Nu, de la roșu vorbesc fără acoperiș. Depinde ce au făcut. Ceea ce mă interesează... Ceea ce mă interesează pe mine aici este chestiunea cealaltă. Că aici evaluatorul s-ar putea. Dacă era o clădire părăginită, aia, mă rog, poate să facă și 50 de euro metru. Te costă mai mult să consolidezi o clădire decât... Dar am înțeles că ADP-ul a băgat 170.000 de euro. Deci, dacă ADP-ul a băgat 170.000 de euro în ea, cum poate fi a vândut acum cu 100.000? Deci 170.000 am înțeles că a băgat numai ADP-ul în ea. Nu mai renovările. Vă explic un pic. Nu mi-a explicat, vreau să mai dau... În centru Timișoarei, un apartament din ăla vechi, de nu unde stă domnul Robu, că eu știu în ce cartier stă domnul Robu. Deci în centru Timișoarei, un apartament într-o clădire veche, costă 200.000 de euro. Asta prima la mână. Numai terenul de sub această clădire costă cel puțin câteva sute de mii de euro. Atenție. Deci asta e o minciună de la cap la coadă. Haideți că vreau să vedem pe final de emisiune din categoria, nu știu, nătărăul zilei, dacă... Ați auzit de Victor Cristea? Dar lumea a fost primar la Vaslui, cel mai... Domnule, de vreo domnul Cristea, ani, domnilor și domnilor, poate l-ați mai văzut azi, dar nu puteam să difuzăm această secvență. Uluitor. S-a dus și el la film. Dar s-o după, fără s-o fi dus, cine știe, după o grămadă vreme, cu un prieten, a zis că s-a dus la... Asta e dubios, te duci la film cu un prieten. Te duci cu soția, te duci cu singur, dacă vrei, îl vezi acasă. Am zis la film cu un prieten. Și a văzut și el un film românesc, cred că în ultimii ani singurul pe care l-a văzut, și a fost Poziția copilului. Ăsta e un film premiat, știți bine, cursul de aur la Berlin, a luat premii, e propunerea pentru Oscar la categoria film străin. Bun,
A văzut Cristea din Vaslui filmul Poziția copilului și a ținut morții să spună în Parlament ce a înțeles el din filmul ăsta. Ia priviți-l! Cu câteva luni în urmă am văzut cu un coleg de-a meu un film Poziția copilului. M-a impresionat foarte mult. După un timp este premiat acest film. Am vrut să ies din sală când a început filmul, cu cuvinte atât de urâte. Noi ne chinuim să dăm o educație copiilor la școală și în filmul ăla numai niște obscenități și trivialități, înjurături. Copilul către mamă îi spunea tot felul de lucruri urâte. Punând față în față cu această premierii, nu cumva acel film a fost premiat pentru că se dorește denigrarea poporului român și minimalizarea activității în învățământul nostru? Și noi venim să-i mai dăm artistului, pe ce bani? Să-l și legiferăm să ne denigreze și să ne facă inculți profesorii care au dat un nume României acestea? Și noi venim acum să-i dăm și să-l și apărăm ca să mă înjuri și să înjuri învățământul românesc. Cu ce bani a făcut acest film? L-a făcut cu bani din buzunarul lui, din salariul lui? Cred că trebuie mai multă atenție. Eu știu că în Constituție și pentru asta, dreptul de exprimare, dar dreptul de exprimare prin muncă, prin roadele muncii. Noi în Europa suntem să ne vindem inteligent.